Comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara au efectuat în primele 3 luni ale acestui an peste 200 de controale, în urma cărora au identificat mai multe nereguli, în special în ceea ce privește modul de gestionare a deșeurilor, dar și a autorizațiilor. În consecință, comisarii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale principale, respectiv 7 avertismente și 17 amenzi în valoare totală de peste 300.000 de lei. Cea mai mare amendă a fost de 80.000 de lei și a fost aplicată pentru gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate. În cadrul controlelor am constatat nerespectări atât ale autorizațiilor, cât și gestionarea defectoasă a deșeurilor sau deșeurilor deținute sau pe care le-au generat respectivele societăți comerciale, lipsa evidenței acestora, dar și lipsa de autorizații. Număr de 210 controle s-au desfășurat în această perioadă menționată, primul trimestru al anului 2023, au fost aplicate sancțiuni în valoare de aproape 300.000 de lei, cea mai consistentă fiind de cea de 80.000 de lei aplicată pentru gestionarea necorespunzătoare sau defectuoasă a apelor uzate. 4 controlelor planificate prin programul anual de control. În această perioadă am verificat 9 agenți economici. Aceste verificări nu înseamnă doar vizita în teren, ci înseamnă și pregătire și posibil vizită prelungită, întrucât avem și mari operatori în cadrul județului și aceste controle se desfășoară pe parcursul a 2 zile.